este o personaj, e un personaj, nu știu dacă e Prințul Harry, numai personajul cărții, că de-aia o recomand ca lectură. Și eu o citesc acum ca cititor. Personajul nu este de salutat pentru că nu e un om care ține cont de reguli. Adică sigur că există și în România că cu cât ești mai, să zicem, sărac, cu atât ai nostalgia prințeselor, pe care eu nu o am și nici a prinților. Știu asta. Bine, nu. Eu, să v-am zis, eu sunt de la ăla, Talpățel. De la Găgești, da. De la Găgești, de alunde nu e. Dar perspectiva lui, descrierea, tocmai pentru că este lipsită de orice prosternare, de orice înfrumusețare, este un roman, o carte documentară extraordinară. Să vedeți acolo, o să vadă cititorii. Eu am ajuns când face la Eton, adică toată nebunia, n-am înțeles sau de acolo de ce. Unde făcea școala? Școala, iar perspectiva lui de aia am început să-mi placă. Perspectiva lui este un om modern. El nu are, omul modern nu are idoli. Da. Și ca să înțelegeți ce personaj este, pe mine m-a preocupat momentul în care Diana îi face cunoștință cu, cum îi spune, iubitul, prietenul ei, că nu era. Cu arab. Ăsta, arabul, da. Este foarte interesant că... Arabul și noi, de acolo. Nu, e foarte interesant. Avem de-a face, avem de-a face cu un roman, da, în care copilul, da, vede pe prieten, da, nu folosește termenul iubit. Aha, prietenul. E numai prieten. Bun. E foarte interesant cum este. Adică vine ăla, nu spune și a venit unul și... A fost o relație de camaraderie de un minut. Uh-huh. Întâlnirea cu Camila, iar e foarte interesant. Te așteptai ca el să zică, nu, el îi spune mereu cealaltă femeie, că mare femeie. Deci poți să citești această carte, da, repet, fără a ține cont de faptul că e un prinț. Uh-huh. Este un personaj fascinant care are complexul mamei, pentru că totuși așa, are, urăște presa. Este... Vorbea și Ana despre trauma din momentul, da, da, nu se vede. Urăște presa. Ce este, până acum ce am citit, este devastator la adresa presei. Adică nu paparații. O ură viscerală. Presa, în general. Presa, da, era din noi niște reporteri care născoceau, adică era în legătură cu el. Deci la el a scăpat. Mai e un lucru. El spune, că am văzut interviurile pe care le-a dat, dar și fragmente din carte, vorbește despre faptul că familia... au dat foarte multe lucruri din casă despre, cum o cheamă, iubita, soția lui de acum, care și copii. Camille sau cine? Nu, Camille. A, de Meghan. De Meghan. N-am ajuns. Adică spune lucrurile astea pe nume. V-am zis, pe mine m-a surprins foarte tare, nu numai luciditatea lui, ci felul în care vorbește, felul în care este, da, foarte cursiv, foarte atent, îi se pun întrebări grele, capcană, știe să răspundă, știe să evite anumite, este foarte bun, foarte bun interlocutor, foarte, și foarte bun povestitor în același timp. Dar cartea fiind scrisă la timpul prezent este foarte bună pentru că are un anumit dinamism, dar ca să după ce citești cartea asta vei înțelege de ce în războiul din Ucraina au apărut fake news-urile. Este uluitor de cazul lui. Uite, bună observație. E foarte, da, interesant. Deci în cazul lui, el la un moment dat, la un nu știu ce, era la facultate, da? Da. Se rănește la un deget. Și cum apare într-un tabloid că el deja a fost dus la spital, că e pe moarte, nu, și nu, da. Adică fake news. Da, 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 fake news. Și el zice, nu știu ce spune așa. Eu credeam că ăla o să dispară din presă. Tu, nu, da, n-a dispărut nimeni. Nu, dar era uluitor cum născoceau în legătură cu el. Ce să mai spui cu Putin? Nu, e vorba despre tabloidele britanice. Nu, ideea contează de tabloid, mai tare tabloide, ca în Anglia, nu există. Eu am avut abonament, nu numai la tabloide, dar și la nu Times. Nu există, poate să fie mama tabloidului, nu are voie să născocească. Tabloidul, păi nu, și cine a spus că are voie să născocească? Păi să născocea. Păi da, asta făceau tabloidele, în primul rând. Și acum presa n-a devenit tabloidă? Ba da. Acum e tabloidă cu pretenția de presă serioasă, da, da, de calitate, cum se spune, da, dacă, da, există tabloidă și de calitate. Uite, mi-a venit acum o întrebare, stând de vorbă cu dumneavoastră, mă inspirați, n-am, trebuie să recunosc. Personaje, 5 personaje cu care ați face interviu.
Eu spuneam că unul acum dintre personaje e prințul Harry. Încă spuneți-mi 5 cu care ați face interviu azi. Nu, la primul, 8 ore din zi și din noapte. Primul loc ar fi Vladimir Putin. Asta e clar, nu mai departe. Sunteți previzibil. Nu, nu, nu sunt previzibil. Eu. Normal că cu Putin vrei să faci. Păi, altcineva. Da, un interviu la Zelenski. Care el să fie de acord. Nu. Nu mă interesează. Nu? Pentru, în primul rând, este din punct de vedere gazetăresc, este epuizat total. E plină lumea de declarațiile lui. Da, dar nu-i se pun întrebări, că sunt numai întrebări luate de presa occidentală și cântă în strună. Rar îl întreabă, nu-i se pun întrebări incomode. N-am văzut până acum. Nu, să spun, nu, știi și tu foarte bine. Eu practic interviu amabil. Adică la Zelenski aș fi obligat să fiu măgar. A, bun, e adevărat. Vorbiți de stilul ăsta de a face interviu. Mă rog, de a afla cât mai multe lucruri. Nu este interviu anchetă, nu e interviu investigație, interviu da. Gen procuror. Altcineva. Hai că spun și eu, mă gândesc și eu. Zim. Eu aș face un interviu cu Iohannis. Cu toate că mi-e foarte greu să-l fac. Nu, eu aș face interviu cu ea. Cu cine cu ea? Iohannis. Cu Carmen Iohannis? Da. Și are și un interviu. Vârstă, domnul Cristian. Are și un interviu extraordinar, mă răstuc. Sunt convins de asta. Dacă eu eram, deci gândesc, hai să ne mai amintim celebrul meu interviu cu Elena Băsescu, da? În care eram în război, țin minte. Cu Băsescu. Dar rău, așa, și în care ea totuși a avut curaj și, și el a avut curaj să vină la un interviu cu mine și atunci mie mi-a devenit simpatică pentru totdeauna, pentru că a fost foarte bun. Da, astea sunt slăbiciunile reporterului. Nu sunt slăbiciune. Ba da, am și eu slăbiciuni de felul ăsta. S-a întâmplat și mie, în momentul în care era unul cel mai înjurat, să-l chem la emisiune. Și nu de puține ori. Eu nu am și faptul că pentru mine, faptul că a venit la interviu, pentru mine a însemnat. Nu, am dat un exemplu care... Și am avut o altă perspectivă și o altă abordare față de personajul dacă respectiv. Dacă eu eram în locul... Carmen Iohannis, da, interesant. Nu, dacă eram în locul consilierului, eu acceptam. Nina Iliescu. Iliescu acum. Iliescu, clar, dar nu... Nina Iliescu... Nina Iliescu. Nina Iliescu. Da, Nina Iliescu ar trebui, adică, da, chiar bune. Un personaj fascinant. Păi cum să... adică? N-a apărut niciodată cu nimic, niciodată. Nu, și Maria Băsescu. Nici o apariție interesant. Publică. Maria Băsescu a mai dat interviuri, dar da, nu e așa. Interesant, mai ales acum că a fost mărirea și acum e decăderea. E interesant. Și cred că acum l-o Udrea în închisoare. Dar numai eu pot să fac. Marius. Bine. Păi nu pot face, că știu despre ce e vorba. Dar și eu pot să fac, care e problema cu Udrea în închisoare? Și eu știu despre ce e vorba. Nu... Pe mine m-a căutat să-mi dea bilețelul lotericianul, nu pe dumneavoastră. Mă rog, la începuturi. Este. Era mai tânăr. Ne disputăm. După aia ne batem pentru Elena Udrea. Da, e interesant cu ea, pentru că totuși e un om care a fost în vârful puterii și asta e din închisoare. Și numai din perspectiva asta și e interesant. Altcineva? Nu știu, mă zic tu că nu mai țin minte. Pe păi nu trebuie să țineți minte, trebuie să vă puneți mintea la contribuție. Acum mai luat nu e de ținut minte. Uite, un interviu cu Caramela aia aș face. Știți cine e, nu? Cine? Vicepreședintele Statelor Unite ale Americii. Kamala, dar eu zic Caramela. Nu, nu, nu are Kamala și mare sucă pentru că va veni pregătită de consilieri să bată câmpii. Nu e chiar așa simplu. Că... Nu e, nu, nu. Trebuie să găsești și pui... Vă... Dar cu persoane din personalități care nu mai există, cu cine ați face interviu? A, Fidel mi-a Castro. Nu, stai puțin. Stai, specialist, stai da. Puțin, că acum e dat să... Mă laud cu inițiativa mea când eram redactor la Viața Studențească. Eu am inaugurat în presă română interviul imaginar. Știu eu asta, am vrut să întreb. Păi ia spune, ia povestea. Păi nu, spuneți-mi asta, de secunda imaginar. Deci păi luați un personaj și făceați interviu. Și luam citate din opera. Exact. Dar chiar am făcut cu Bolțescu un interviu extraordinar. Ce părere aveți cu tare, cu tare? Bun, e frumoasă ideea și mai ales acum puteți să faceți. Adică cu personaje după 90. Da? Sau... Interviu care nu se puteau face atunci. Interviu cu Ion Antonescu, de exemplu. Că știu că a citit, urmărit și așa mai departe. Nu? Nu cred că s-ar deschide. Bun, cu Ion Antonescu ați face un interviu? Eu aș face mai degrabă cu Ceaușescu. Ion Antonescu a dat multe, adică din punctul ăsta... Da, el nu a dat... Păi și Ceaușescu a dat. Ion Antonescu n-a avut niciun interviu niciodată, am uitat. Nu, păi n-a avut. Confundați, păi nu, vedeți? Nu, 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 n-a avut interviu. Păi era de făcut un interviu, nu? Cu adică un interviu din ăla chiar nu a avut. Bun, care ar fi interviul, cel mai tare interviu pe care l-ați face vreodată? Cu cine? Cu Harun al-Rashid. Păi este... Explicați? Califul din 1019, pentru că la el m-a preocupat, am văzut și am citit mult, cât a creat
din acest personaj O mie și una de nopți și cât a fost el în realitate. Uluitor. Adică legenda e... Da, el este concretizarea, ce spune mereu cu un oftat, că uneori rămâi... Tabloidelor. Nu, rămâi în istorie cu imaginea pe care ți-o creat-o... Un cronicar, da. Un... La tip, cu Tiberiu, ăla care a fost făcut pulă da, de... Da, 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 știu că tot am citit. De tacit. Vedeți că trebuie să vorbim și de Bode, nu numai de Rașii. Nu, da, data viitoare nu-i problemă. Nu, oricum ai promis că îmi dai cartea să o citesc. Nu v-am promis cartea, v-am făcut o cadou cartea. Am înțeles. Deci întotdeauna eu vin cu cadourile, văd că alții nu vin cu niciun cadou. Știi ce, acum ca să tragem o concluzie. Păi nu, a, dumneavoastră vreți întotdeauna să trageți concluzia. Știți cu cine ați face un interviu? Aș face cu Leonard Cohen, care nu mai e și puteam să fac cu el. Dar uite, atunci când, nu pot să spun că era idolul meu, Leonard Cohen, dar l-am admirat încă de la 14-16 ani de când i-am ascultat piesele. Dom'le, puteam să fac interviu cu el și mi-a fost rușine, pe românește. Și timiditatea și teamă... Asta care sunt, dau cu toporul de multe ori în invitați. Deci mi-a fost rușine pur și simplu să fac interviu. Și puteam să fac.